salată din orez cu o fierte, cu ceapă și cu măsline. O jumătate de orez. Deci pun o parte orez și 3 părțari de apă cu sare pe foc. Eu l-am fiert înainte. Ia uitați. Așa. Vreți să faceți mai multă, dublați cantitățile. Sau luau un pahar de orez. Așa. 3 pahare de apă. Puneți pe foc. La fiert fără să amestecați, fără nimic. Și la foc potrivit. În 20-25 de deci minute avem amestecată. orezul. Gata fiert. Avem măslinuțe. Măslinuțe cam 100 de grame. Eu aici am 4 ouă și un găbenuș. Am să pun 3 ouă la salată. Și cine dorește poate să facă dintr-un gălbenuș crud și un gălbenuș fiert, puțină maioneză. Și cu albușul decorăm. Ulei pentru condimentat salata. Aici am ulei de măsline, dacă doriți să puneți. Și ulei de floarea soarelui pentru făcut maioneză. Am o jumătate de ceapă, o jumătate de ceapă potrivită. Dacă aveți ceapă verde, puneți ceapă verde că este bine și este bună, bună. Un pic de sare, piper. Și se face foarte, foarte repede. Dacă avem totul gata pregătit. Așa. Într-un vas. Am să tai ceapa. Peștișori. Și am să o tai așa cu mâna. Dacă o vreți mai micuță, o tăiați mai mărunțel. Eu am să o tai așa peștișori. Sper să nu mă ustrui ochii. Acum fiecare pune ceapă după gust. Mă dau deoparte. Începe să piște la ochi. Așa. Tăiem așa încet. Tăiați cât de subțire puteți. Am o ceapă care ustură tare, tare ochii. Am tăiat ceapa. Am să... Am să pun sare. Și am să o dau deoparte. Deja începe să usture. Și am să o pun aici într-o parte. Puțin. Așa. Aici avem ouăle. Și într-un păhăruț, mi-am pregătit un păhăruț ca să fac puțină maioneză, să vedem dacă ne iese așa în direct. Aici am un gălbenuș crud și am să-l pun aici. Iar am tăiat ceapa la început și ustură, o să o dau mai departe. Ustură, dar... și ouăl. Am să tai în două. Și puțin tot de la parte. Și am să scot gălbenușul fiert. Și am să-l pun aici, în interior, peste gălbenușul crud. Adăugăm puțină sare. Și amestecăm. Amestecăm cu o linguriță. Până facem o cremă. O să facem puțină maioneză.
No, mi piace cu maioneză. E poi maioneză făcută în casă. Eu mai fac maioneză și adaug și câte o bucățică de cartofi. Cartofi fiert. Sau puteți face doar cu gălbenuș. Un gălbenuș fiert și unul cu tot. Să amestecăm bine. Să unim puțin câte puțin uleiul. Între timp ceapa noastră cu sarea am pus-o deoparte. Ce să se facă. Amestecăm bine. Adăugăm puțin ulei. Când este absorbit bine, 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 bine uleiul, punem altul. Încă puțin. Și amestecăm. Ia uitați maioneza cum iese. Și după gust, puteți adăuga puțin zeamă de lămâie, puțin muștar. Maioneza. Eu am să las atât, că n-am să fac prea multă și n-am să pun prea mult ulei. Doar atât, că mi-ajunge, pentru că aici avem maioneza. Uleiul dăm deoparte, am să-l pun aici. Acum, o să aducem din nou ceapa noastră alături. Și o să punem orezul nostru fiert peste ceapa. Acum o să tăiem ouțele. Un cuțitul și tăiem ouțele. Le tăiem în patru. Și apoi în două. Și le punem aici. Și tăiem. Aici și gălbenușul. Adăugăm și uleiul de măsline, sau puteți pune și ulei simplu, ulei de floare soarelui. Punem și măslinele, o să lăsăm 2-3 deoparte. Amestecăm puțin. Sarea am pus în ceapă, am să pun și puțin piper, puțin, puțin. Amestecăm. O să adăugăm și maioneza, care am făcut-o mai înainte. Și amestecăm. Amestecăm bine totul.
gustați mereu de sare, de piper, să fie condimentată bine. Pentru cine dorește, poate adăuga ori un pic de zeamă de lămâie sau un pic de oțet, o lingură de oțet. Acum o să o punem aici într-un vas. I-am săgut să văd dacă este bună de sare. Da. Și am să pun aici totul. Repede, repede. Durează mai mult cât fierbe orezul. Și salata noastră este gata. Acum, dacă doriți să o decorați, o putem decora. Așa. Și acum o putem decora dacă dorim să tăiem. Eu am așa forme, ia uitați, din, se văd, și să facem petale, să vedem cum reușim să tăiem. Și o să punem așa aici. Petale, petale. Și o să facem o floricică. Uitați. Și în mijloc o să punem o măslină. De busuioc am frunzulițele. Ce mai puteva aceea să vedea? Ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm. Și tăiem. Tăiem cu această formă. Ia uitați ce frumos este. Și facem petale. Și tot la fel, o să punem o măslinuță în mijloc.
și luăm puțină maioneză, care am făcut-o mai devreme, așa cu lingura. Și facem 2-3 puncte. Simplă, bună, gustoasă, se face repede și se mănâncă rece. Afară este foarte cald. Vă doresc multă, multă sănătate, vă pup dulce, dulce, dulce. Și ne vedem cu altă rețetă. Vă urez poftă bună și vouă. O zi frumoasă tuturor. La revedere, vă pup dulce, la revedere. Ne vedem mai târziu. Vă pup.